Hai să-l băbăiți și bine regăsit la un nou videoclip, așa că astăzi am făcut 81.000 de trofee, desigur, dacă mai vreți episoade de genul, apăsați butonul de like să faceți cât mai multe și desigur să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și desigur o să vă las cu meciurile în care am făcut 81.000 de trofee în cap și sper că o să vă placă, așa că noi haideți să trecem la video. Bă, primul meci, acum ne jucăm și Rico, care probabil că este cel mai bun brawler pe harta asta, de fapt, cred că 100% cred că e cel mai bun brawler pe harta asta. Avem ca și gear-uri, am Vision-ul, pentru că mi se pare super bun, mai ales când vin genul ăsta de player cu rosa care își pun bush-uri random rău de tot. Suntem la câteva meciuri distanță să facem 81.000 de trofee, nu știu exact, cred că vreo 4 mai avem nevoie, habar nu am. Oricum, rămâne de văzut, o să vă pun oricum ultimele meciuri în care o să facem 81.000 de trofee. Cred că cel mai bun lane, dacă vreți să jucați Rico pe harta asta, pe Hard Rock Mine, mi se pare una dintre cele mai frumoase hărți, asta și Last Stop, cred că sunt cele mai bune. Bun, deci am zis, Vision-ul, nu știu, cred că mulți dintre voi îi dați underrated rău de tot la Vision-ul ăsta, dar e un gear extrem, extrem de OP și merită încercat, mai ales cu hărți care au puțin bush, vă recomand să folosiți Vision-ul ăsta pentru că e foarte, foarte OP și o să vedeți chestia asta când o să începeți să-l folosiți, pentru că multă lume nu prea își dă seama că cineva chiar are Vision-ul și mai stă pe loc sau nu-și dă seama că bă, ăla mă nimerește în bush, are coduri și mai departe și de fapt e Vision-ul care face foarte, foarte mult, vedeți și voi că mă ajută extraordinar de mult contra rosa asta, pentru că știu când vine, efectiv eu îmi dau seama când vine să mă pușeze sau când nu și e mult prea OP, pur și simplu e foarte, foarte OP treaba asta, dar deja avem 9 gemuri la 4, mai trebuie unul, că trebuie să luăm controlul aici puțin, de fapt, haideți că o să iau eu gemul ăsta, nice. Avem 10, acum important este să nu mor aiurea, dar nu cred că o să mor oricum. Philly văd că e pe Tara și Alex e pe Bo. Bă, meciul ăsta a fost foarte, foarte lejer, deci nu mi s-a părut nimic exagerat de schimbat, nu știu, e, chiar a fost lejer, am zis meciul ăsta. Suntem și în 1100 plus oricum, deci nu vă gândiți că suntem la trofee mici, de-aia că sunt adversari sau așa mai departe, suntem în 1133, deci 80.985. Următorul nostru match, am început așa din start, văd că au Leon, Piper și cu Tara. Trebuie să fim puțin atenți la Leonul ăla, că poate să pună probleme destul de multe cele. De asemenea, vă urez din nou, de fapt, încă o dată, un an nou fericit absolut tuturor care vedeți acest videoclip. Pentru că, na, am intrat în 2024, deși, bă, a trecut anul ăsta extraordinar de rapid, parcă nici nu mi-am dat seama că a trecut anul. Dar, ce pot să zic? Nu știu, pur și simplu a trecut anul foarte, foarte rapid, nu știu, habar n-am ce pot să spun despre anul ăsta, nu pot să zic că a fost unul rău, poate nici unul bun, cred că a fost ok, nu? Overall a fost destul de decent, acum, na, poate pentru unii a fost super ok, pentru alții poate a fost un an mai prost, dar tot răul spre bine, cum zice, cum se spune, așa că numai bine tuturor, pentru că așa e frumos, mai trebuie să... Trebuie să fii optimist de fiecare dată în fiecare an, trebuie să fii optimist în 31 decembrie, trebuie să fii cel mai optimist om de pe pământ, așa că noi o să fim foarte optimiști și o să facem 81.000 de trofee, de fapt mai avem nevoie de 3 meciuri, de ce să mai pălăvrăgim, 3 meciuri, așa că noi în momentul ăsta suntem la al doilea, bine, oricum avem Rico, deci e absolut imposibil să pierdem, mai și Bo pe mid, care este cel mai bun mid cu siguranță, o să luăm noi pe ăsta cu Leon cu Hypercharge, că dacă vrea el să fac, mi-am luat la ultima ta cu Piper, cel mai bun player de Piper, ți-a dat la și Hypercharge-ul, nice, bine, l-a tras și Philip. Ok, meciul ăsta a fost, cred că, și mai lejer decât celălalt, sau, știu, bă, nu știu, mi se par meciurile foarte legere câteodată. Așa că, trofei gratis, nu? Trofei gratis în 1100, cât suntem noi. Nu o să-l duc rank 35 momentan pe Rico, pentru că nu avem timp la momentul actual, dar avem 80.985. Let's go, bă, ne-a dat o instantă, probabil că sunt ceva playeri mai decenți, cred, nu sunt stau asta sigur pentru că nu le vedem nume, avem Rico pe lane, și-au și 8-bit mid, și-au și Charlie, da, s-ar putea să fie un meci mai greuț asta, dar ne-a dat instantă, după cum am zis, deci s-ar putea să fie ceva playeri mai decenți, acum nu știu, pentru că nu le vedem numele din nou, știu că mă repet, dar na. Oricum, avem Rico pe lane, avem lane-ul mai better, să zic așa, deci s-ar putea să-l batem destul de grav pe Rico-ul ăsta. Rico fleandă ăsta, oricum n-are ce să-mi facă, mai ales că am deja și poziția asta, l-am bătut de la muscat.
Uitam și ultima dată la cu 8-bit, am văzut pe amândoi, exact ce v-am zis, bă, Rico e fenomenal pe harta asta, cel mai bun brawler, detașabil, cel mai bun brawler pe harta asta, așa că dacă mai prindeți Hard Rock Mine-ul ăsta, pentru că oricum e expirat când vedeți voi acest videoclip, dar vă recomand să pușați neapărat pe Hard Rock Mine, e una dintre cele mai bune hărți de gem grăb efectiv, și poate o să vă întrebați, bă, de ce nu mai joci Brawl Ball, de ce nu mai pușezi pe Brawl Ball sau chestii de genul, e efectiv impușabil. Sunt niște hărți foarte, foarte nasoale de Brawl Ball. Pe lângă asta e meta de Rosa Kit. Deci, bă, se joacă Brawler ea într-o veselie, mă frate, și nu poți, efectiv, nu poți să pușezi, e impușabil rău de tot. Dacă n-ai tu și tu Rosa Kit, e impușabil rău de tot în Brawl Ball. De-aia mai prefer Gem Grab-ul, pentru că este cam al doilea cel mai skill game mode. Nu știu, e ok Gem Grab-ul, trebuie să fii și bun, mai faci și trofei și așa mai departe, dar meciul ăsta chiar foarte, foarte lejer. Bine, având în vedere că avem și cei mai buni brawler aproape de pe artă, nu au fost mai nimeni cunoscut, dar avem 80.992. Meciul nostru de 81.000 de trofee, hai să vedem dacă reușim și noi să facem. Acum, important este să nu îl pierdem, pentru că dacă îl pierdem, nu mai facem. Da, bine, facem, doar că nu meciul ăsta, deci probabil că dacă îl vedeți, 100% îl câștigăm, nu? Pentru că e ceva normal. Bă, că ăsta cu Rosa nu mai are bușuri, ceea ce e mișto. Bine, oricum am vision-ul, deci nu se pune problema că mi-ar fi făcut ceva. Are slow-ul. Mă, sincer, cred că bușurile sunt mai bune decât slow-ul ăsta, că nu prea stai în buș, nu știu, nici mid-ul, nici lane-ul, eventual ăla de pe stânga, gen Filip cu tara lui, ce ar mai putea să mai stea în buș, dar în rest oricum nu stai. Boala nostru văd că deja oricum și-a făcut minele, avem și mine pe mine, dar are și un alt set de mine. Am poziția asta super bună, uitați-vă efectiv cum îi ținem în spawn, îi ținem. Bine, am murit eu aici. Fapt sau? Mă, măcar am făcut trade. Măcar am făcut trade, ceea ce este super ok, cred. Pentru că nu pierdem controlul complet. Dar l-am pierdut puțin, puțin. Oricum văd că Filip e încă sus. Că n-am văzut să moară. Da, e încă sus. Ok, nice. Minele au fost și pe turetă. A luat și Rosa Stan. Opa, hai să-l scoatem rapid aici din cocon. Nice. L-a făcut cocon și a pierdut gemurile, dar oricum degeaba, pentru că l-am scos foarte, foarte rapid, nici n-a putut să profite ăsta cu Charlie. Băi, sincer, o să stau încă momentan pe aici, pentru că poziția asta este foarte enervantă pentru adversari, mai ales când stai aici, e extrem de enervant pentru adversari, că n-au ce să-ți facă. Deci dacă n-au Rico, nu prea au ce să-ți facă, bine, sau Raps, că și Rapsul este foarte, foarte bun pe harta asta, dar în general Rico e problema pe Hard Rock Mine-ul ăsta, că e, băi, e extraordinar de bun, nu știu, merge... Parcă efectiv strună rău de tot, mai ales când prinzi o poziție de genul, uitați-vă și voi ce puteți să faceți, rupeți efectiv orice lane, orice mid, orice absolut tot, bine că m-am făcut ăla cocon, incredibil. Dar oricum, gemuri n-au să dea reset, așa că noi am făcut 81.000 de trofee, bă, ce rapid am pușat parcă, nu știu, mi se pare că am făcut destul de rapid 81.000 de trofee, dar am făcut, da, plus 8, fix 81.000 în cap, nice.